Iubiți frați, uite surori, dragi tineri și copii, așa cum atunci când preotul noaptea invită și spune veniți de luați lumină, dacă nu ești acolo, nu poți trăi acel sentiment în deplinătatea lui. Simți o emoție cum nu simți în timpul anului. Aș putea spune că aceeași emoție am simțit-o și astăzi, când mai ales copilașii, cu inocența lor, ne-au introdus în atmosfera aceea pascală, a bucuriei pe care a adus-o Domnul Hristos, cel răstignit și înviat. Astăzi s-a săvârșit învierea a doua, o slujbă la care cei mai mulți sunteți obosiți, de-abia noi preoți și câțiva credincioși mai ajungem, dar se citește o evanghelie deosebit de frumoasă. Este prima întâlnire a Domnului Iisus cu ucenicii săi prea iubiți. Și spune Sfântul Evanghelist Ioan în ziua din tâia săptămâne, pe când ușile erau încuiate, unde ucenicii erau adunați de frica iudeilor, a venit Iisus în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Domnul Iisus a intrat prin ușile încuiate. Mulți teologi au dezvoltat diferite tratate despre capacitatea aceasta a trupului transfigurat de a trece prin ușile încuiate. Dar nu știu, întotdeauna când citesc ușile, întotdeauna parcă gândul meu mai mult se duce la acest cuvânt, Domnul Iisus a trecut prin inimile încuiate. Pentru că a trece printr-o ușă încuiată este un lucru mare. Este un lucru care depășește legile materiei, dar a trece printr-o inimă încuiată este și mai greu. Și ca să treci prin inimile încuiate, trebuie să dai dovadă că te poți jertfi pentru cel în inima căruia vrei să intri. Și Domnul Iisus a demonstrat ucenicilor că iubește pe toți copiii săi când le-a arătat mâinile și coasta sa. Domnul Iisus a lăudat în fața ucenicilor și în fața tuturor cu rănile sale de pe Golgota. Așa cum s-a lăudat în fața îngerilor săi prea iubiți. Și s-au bucurat ucenicii că este Domnul. Și Domnul Iisus le-a spus, cum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Nu vreau să lungesc cuvântul mai mult. Cred că este de ajuns ceea ce au făcut copiii și tinerii astăzi. Pentru că ei sunt mesagerii lui Hristos cei mai buni zilele noastre. Copiii în școli, tinerii în licee, în universități, la serviciu, acolo pot intra prin inimile încuiate unde de multe ori nu reușim noi să intrăm clericii și
frații vorbitori, pentru că acolo unde mergeți voi tinerii, copiii, puteți să magnetizați pe cei din jurul său, așa cum era în clipul acela pe care deosebit de frumos l-ați realizat. Și copiii, în sinceritatea lor, mărturiseau ce cred ei despre înviere, despre sărbătoarea aceasta pascală. Felicit pe copiii și pe tinerii noștri, întotdeauna mă mândresc cu ei, oriunde mă duc, vorbesc de ei. Și este meritul fraților, a surorilor, care, cum spunea fratele Viorel la început, deja predă ștafeta, am putea spune, la a doua generație. Poate nu definitiv, dar oricum se observă tranziția. Și îi felicit că au avut curaj, observ de la o scenetă la alta, copiii evoluează, chiar și din punct de vedere artistic, și chiar dacă se mai încurcă, s-au descurcat extraordinar. Și acum aș vrea să mărturisesc și eu ceva, mi-am adus aminte din copilărie în biserica unde este tatăl meu preot, era o tradiție frumoasă. Copiii de 5, 7, 8 ani să zică crezul în fața Sfântului Altar. Ei singurei credincioși în gând. Așa era tradiția acolo. Și tatăl meu ar fi fost bucuros să zic și eu crezul. Aveam vreo 5-6 ani, l-am învățat eu ce l-am învățat. Prima oară am zis crezul oarecum până la jumătate și m-am blocat. A doua oară crezul meu devenise din ortodox mai mult catolic și a treia oară am scos numai erezii și tatăl meu mi-a zis, gata, oprește-te, lasă pe alții să zică. Și după aceea, oarecum, vă spun sincer, mi-a făcut un bine că l-am învățat. Am fost atent și l-am învățat perfect, dar într-un fel m-a blocat, că nu mai aveam așa curaj să merg în față să zic crezul. Și îmi sunt deosebit de dragi și tinerii și copiii, cum chiar cu emoții, unii mai curajoși, alții mai emotivi, vin și mărturisesc despre Hristos și răstignit și înviat. Și o bucurie mai mare decât aceasta nu există. O strofă a unui copilaș face mai mult decât, să zicem, zeci de predici de-a noastră, a celor mai în vârstă. Pentru că acolo este multă inocență, este multă credință, este multă dăruire. Viți, frați, surori și dragi tineri, mă bucur că ne-am revăzut și de învierea Domnului și este deosebită bucurie, mai ales când trăim aceste vremuri mai dificile. Trebuie să știm să ne prețuim mai mult, să iertăm mai mult, să ne privim în ochi, să ne îmbrățișăm de dragul Domnului Iisus Hristos, care ne-a îmbrățișat pe toți pe cruce și a biruit moartea și noi putem să biruim tot ceea ce ne desparte de Hristos și să dea Domnul să avem sărbători binecuvântate în continuare. Și vă doresc și frăților voastre, vă doresc pace, așa cum Hristos a dat-o ucenicilor săi, chiar în Sfânta Evanghelie de astăzi se spune că Domnul Hristos a rostit de două ori
pace vouă. Așa cum au zis la Sfânta Liturghie, noi preoții zicem de foarte multe ori pace vouă. Pentru că pacea îl coboară pe Hristos prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Amin. Hristos a înviat.